Așa să nu mă audă nimeni. Salutare tuturor, mă numesc Eugen și acesta este noul meu vlog. Haideți să vă prezint ce am în cameră și o să începem cu acest caiet. Fiți atenți ce copertă frumoasă are. Mai avem aici și niște creioane. Fiule, de ce strigi așa? Vei trezi toți vecinii! Scuze, mami, eu învățam pentru școală. Avem de învățat o poezie și am decis să o repet în glas. A, în cazul dat înțeleg. Bine, te las să înveți, scuze. Era cât pe ce, acum trebuie să găsesc un loc mai bun. Am schimbat un pic unghiurile ca să am o lumină mai bună. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canal. Ieri am făcut 13 abonați pe canal și să știți că vă știu pe fiecare. Ion, Andreea, Dima, Vasile, Mihai și... pe toți vă știu. Dacă doriți, puteți veni pe la mine să bem un ceai. Doar că veniți cu ceaiul vostru de acasă pentru că sunt prea mic pentru a folosi fierbătorul. Ei, ce cauți la mine în cameră? Mai bine zici, ce faci tu la tine în cameră? De ce ușa era închisă? Stau la colț, mă simt foarte obraznic și m-am autopedepsit. Știam eu că Xbox-ul ăla strică copiii. În fine, Eugeniu, hai să-l ajuți pe tata să repare ceva. Nu pot, am de învățat foarte mult și să mă pregătesc pentru BAC. Dar ești clasa 4-a. Și ce? Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Bine, atunci te las să înveți, da. De ce toți intră la mine în cameră? Ce-ar fi ca în viitor să am propriul meu studio cu gazon și toate chestiile și să fac experimente? Dar până atunci... Salutare, prieteni! Astăzi voi filma 24 meme! Adică nu o să vorbesc 24 de ore! Eugeniu, ce vrei să mănânci la prânz? Supă sau salată? Mamă, de câte ori ți-am zis să nu intri la mine fără ca să bați la ușă? Adică să bat la ușă, este casa mea, intru când vreau și unde vreau. Dar e camera mea. Camera ta? Cât de amuzant, nu pot să cred. Eu când eram mic, nu aveam așa ceva, dormeam toată noaptea în grajd. Bine, acum spune, supă sau salată? Supă. Păi și nu puteai să spui asta de la început? Bine, să vii în 2 minute. Prieteni, m-am gândit acum mai bine, următorul video va fi peste 3 zile. Pare mi se că părinții mei vor merge la muncă atunci. Până data viitoare, cu voi a fost Eugen, pa, pa! Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit în bucătăria lui Valeriu Chef. Astăzi vom pregăti o rețetă extraordinar de simplă cu ingrediente care se află în fiecare bucătărie. Totul va fi gata în 15 minute, este foarte simplu și foarte gustos. Aveți nevoie doar de creveți roz de la Polul Nord cu musteț de 7 cm, neapărat de 7, nu de 6,5. În continuare avem nevoie de cerneală, de caracatiță femelă marsupială de 3 luni, 2 zile și 4 secunde. Acest produs este foarte important și, de asemenea, icre negre de urangutan domnesc de gradul 2. Acest produs se află în casa tuturor, însă dacă nu îl aveți, oricum îl puteți înlocui cu icre roșii de elefant albastru cu trompa plată. Și ultimele, dar nu cele din urmă, paste. Cu siguranță toți aveți paste acasă. Acestea sunt, bineînțeles, sigur că deja v-ați dat seama, paste de pe Marte culese de către pinguinii franțuzești. Vedeți, sunt doar 4 ingrediente, ceea ce înseamnă că totul este foarte, foarte simplu. Iar acum, tot ce trebuie să facem este doar să luăm o tigaie. Așa, pe care o vom umple cu apă care se găsește peste tot. Adică apă din fluviul Nil. Așa, turnăm un pic de apă. Iar acum trebuie să curățim un crevete. După cum vedeți, nu-l curăț simplu, este curățarea prin procesul de penire a castraveților din Madagascar. Iar apoi îi adăugăm, uite, aici. Până aici totul este foarte simplu. În continuare punem apa la fiert folosind tehnica ciolipione. Nu cred că mai este cazul să vă explic ce înseamnă asta, cu toții știți deja. Asta a fost etapa cea mai grea. În continuare cred că totul este clar și nu mai este nevoie să revin cu detalii. Presupun că până aici totul a fost clar. Tot ce a rămas este să adăugăm un pic de sos. Nice. Așa, un pic de sos, doar uitați-vă cât de apetisant arată această mâncare. Și, desigur, un pic de prăfuleț magic. Așa, acum pot să vă spun doar un lucru. Bun apetit. Hai să vedem ce părere au abonații mei despre această rețetă. Deci...
Adică e prea complicat și doresc ceva mai lejer. Rețetele mele și așa sunt foarte, foarte simple. Dar în fine, hai să facem de această dată ceva mai simplu. Salutare și bine ați revenit în bucătăria mea cu un nou episod. De această dată rețeta va fi mult mai simplă. Facem o rețetă de un mic dejun. Pentru asta avem nevoie de următoarele ingrediente: lapte de rinocer pe cale de dispariție și genunchi de șarpe. Prin ce se deosebește un om bogat de unul sărac? Corect, prin bogăție! Pur și simplu fii bogat! Știi ce om sărac este sărac? Pentru că cuvântul sărac vine de la sărăcie! Dacă un om sărac ar fi bogat, el ar mai fi sărac? Nu, el ar fi bogat! Băi, cine nu a plătit internetul? Pur și simplu fii bogat! Bani, 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 numai bani, bani, bani! Haide, se vede că ai scris suvenir. La naiba! De ce nu mi-ai spus mai devreme? Te voi găsi și mi-e voi implora să-mi dai banii. Eu am nevoie de banii aia acum, ai înțeles? Da, și eu te iubesc, mamă. Aha. Da, o supă de aia, te rog. Universitate, cursuri, economie, toate sunt inutile. Pur și simplu fii bogat! Inob, nu! Bani! Pentru prețul umil de 99,99 vei învăța și tu din cursurile mele cum să fii bogat ca și mine. Și lumea ta va fi la picioare. Așa, vremea a trecut, mai rezervat studioul pentru încă o oră? Da, nu știu dacă... Clienții mei așteaptă, ora costă 1000! Preferabil ca banii să fie adevărați! Uite, fii atent, hai să facem o înțelegere! Mai am nevoie doar de 15 minute ca să termin video-ul ăsta pentru a vinde cursuri la oameni, ca ei să-i cumpere și să devin și eu bogat! Te rog frumos, te rog, te rog! 1000, da sau nu? Încă 15 minute, te rog, te rog, doar 15 minute, te rog, fac orice, fac orice! Ok, vei face curat tot studioul și vei spăla și geamurile! Ok, fie, doar 15 minute, da? Nu uitați, prieteni, pentru prețul umil de 99,99 veți deveni și voi bogați la fel ca și mine! Salutare, dragi spiritiști! Astăzi este ziua 1 din rubrica noastră de curățire a sufletului și a corpului. După cum știți din videoclipul trecut, eu am renunțat total la carne. Carne de oaie, de vacă, de pui, de ciupacabra, nu contează. Eu nu mai mănânc carne pentru că deja sunt vegetarian. Eu iubesc plantele. Însă astăzi vom evolua spre calea noastră de dezvoltare și de curățire intensă a sufletului și a corpului. Și de astăzi eu nu mai mănânc gluten. Așa că voi arunca această pâine și această chiflă la gunoi. Așa. O respirație adâncă. Iar acum aruncăm pâinea și chifla. Oh, ziua de astăzi a început mai bine ca niciodată. Mă simt revigorat. Un exercițiu foarte bun pentru minte și corp este călcatul pe Lego. Este un pic dureros, dar să știți că asta contribuie la dezvoltarea părții reptiliene din creier. Hai să vă arăt cum se face. Iată că a venit și ziua a doua din seria noastră de curățire a trupului și sufletului. În timp ce fac yoga, vă voi povesti cum mă simt eu și ce fel de rezultate am dobândit. Și trebuie să știți că, într-adevăr, eu, prieteni, mă simt fantastic. Iar acum am decis să exclud din dieta mea și zahărul, pentru că zahărul este foarte, foarte dăunător. Acesta este gunoiul. Iar acesta zahărul pe care nu îl voi mai consuma. Nu, nu, nu. Iar acum încheiem cea de-a doua săptămână cu eliminarea lactozei, care la fel este foarte nu e bună din alimentația noastră. Aruncăm lactoza la WC-ul. Gata, acum suntem mai sănătoși. A trecut deja o lună de la începerea dietei noastre și am decis să exclud din sistemul meu digestiv toate produsele în afară de cele de culoare verde. Pentru că culoarea verde este culoarea sănătății, prosperității și virtuții. Prieteni, este ziua 48 din dieta noastră. Astăzi am decis că nu mai consum absolut nimic, totul este dăunător. Voi consuma doar vitamina D pe care o primim de la soare. Hei,
pufulete, vrei un challenge? 300 de flotări chiar acum! Totul constă în contracție atentă a mușchilor! Astăzi vom începe cu un exercițiu ușor pentru mușchii mentonie, sternocleidomastoidie și desigur trapez! Exercițiile sunt foarte simple și vom începe cu flotările clasice! 1, 2, 3, 4, 99, 100! Încet și lin, simțiți tensiunea din mușchii voștri! Nu fiți niște bebeluși papalapte care nu pot să ridice nici 100 de kilograme! Totul e în mâinile voastre, tu trebuie să-ți controlezi mintea și corpul! Ridică-te din pat putoare și hai la sală! În loc să ridici shawarma aia la gură, mai bine ai ridica o greutate! Când eram în serviciu armat, fugeam câte 400 km pe oră, înotam cu mâinile legate, trăgând din urma mea un Titanic și mă luptam cu rechinii, așa că mișcă-te, nu mai sta! Oh my god, pe cine avem noi aici? Cumva e a person that can't read in English? No, 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 no. Dacă și tu ai probleme cu reading English, I can help you. English este peste tot, în muzică, filme, movies, games, everywhere. English is everywhere. English este baza. English is the base. Doar gândește-te câte cuvinte noi ai aflat până acum. New words. Și acesta este doar primul video. Doar gândește-te câte poți afla dacă tu vei pune subscribe la canalul meu, unde every day eu postez un new video. Așa că, guys, vă aștept data viitoare la un new video. Bye bye, my friends. And don't forget, English is cool. Așa, oare mă aud? 1, 2, măi, ce șmecherie, înainte trebuia să fie cineva care filmează, dar acum singură filmează. Doamne, cine ar fi crezut că poți să filmezi cu telefonul? Ok. Bună ziua, dragi tovarăși, nu tovarăși, dragi, stați un pic. Bună ziua, dragi... abonați, da. Bună ziua, dragi abonați, cu Nu. Cât pe ce, așa, stai. Nu trebuia să o pun pe un scaun, poate nu a cădea. E mai scump decât casa asta, telefonul ăsta. Așa. Unde rămăsesem? A, da. Bună ziua, dragi abonați. Cu voi este Vladislav Vladimirici Adrianovici. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi eu vă voi prezenta diferite trucuri. Cum se numeau ele? Stați că mi-a scris nebunul aici. Lifehack-uri. Astăzi vă voi prezenta diferite lifehack-uri, cum să prindeți mai bine pește. Da, lifehack-uri pentru pescuitorii începători. Pentru că și eu odată am fost începător. Da, mi-aduc aminte. Era prin 32, eram împreună cu tata, de fapt nu cu tata, cu bunelul prima dată m-am dus și el m-a învățat cum să prind pește. Era o zi în fine, devagăm. Așa, astăzi vă voi prezenta diferite lifehack-uri, cum să prindeți pește mai bine. Mulți m-ați întrebat sub SMS-urile de sub video. Ce? Nu se numește SMS-ul? Dar cum se numește? Comentarii? Cineva are comentarii la mine? Care are comentarii, bă, la mine? Ia zici, da? A? A, așa se numește când scrii sub video? Păi, și cât costă comentariile astea? Gratis? Adică gratis! Pe vremea mea costa un leu SMS-ul, era foarte scump. Tu vrei să spui acum că cine vrea poate să scrie sub video orice, să fie gratis? Nu te cred. Ia să vedem chiar asta. Voi, abonaților, scrieți chiar acum sub video orice vreți voi și arătați-mi. Dacă o să fie multe, o să cred că comentariile sunt gratis. Dar eu nu cred. Eu cred că costă ceva, oricum. Revenind. Mulți dintre voi mi-ați scris sub video în comentarii că vreți să vedeți ce folosesc eu pentru pescuit. Și prin mulți mă refer la vecinul Mihai de la etajul 4. Deci pentru el, acum voi arăta cu ce prind eu pește. Da, apropo, abia să uit, sunt bătrân, înțelegeți-mă și pe mine. Aici sunt frumoasele mele, haideți să le vă prezint. Aceasta este Victoria. Da, am dat nume undețelor mele. Aceasta este Victoria. Victoria deoarece ea îmi aduce Victoria mereu la pescuit. Este foarte frumoasă. Cu ea am reușit să bat recordul și pe vicinul Mihai de la 4. Haideți să vă arăt totuși cum să faceți momeala pentru pește. Deci, fiți atenți, eu folosesc așa, hrișcă, sub
suficient ca să ajungă la pește. Apoi punem niște pulci de ovăz, destul de multișor pentru că peștelui îi place mult. Cât mai mare e momeala, cu atât mai mare și peștele. Punem un pic de porumb. Traniu, porumbul ăsta nu se poate... Stai! Mi-a sărit dantura. Gata, ajunge cu porumbul. Și ca să-i dăm un gust, punem un pic de lăptic. Așa. Peștelui îi place lăpticul și mie tot îmi place lăpticul, mai ales de la făcuță. Da, uite aici. Și ingredientul secret, scorțișoară. Scorțișoara îi va da un gust și un miros foarte, foarte bun. Acest life hack m-a învățat un vechi prieten din copilărie. Eugen îl chema. Da, el mi-a spus că peștii pot mirosi scorțișoara. Eugen era foarte priceput la pescuit. Și acum amestecăm. Apropo, că tot vorbeam de Eugen, hai să vă povestesc eu o istorie foarte interesantă din 53 alături de Eugen. Nu, dar mai bine hai să mă pun comod acum. Așa. Hai să-mi fac și eu așa un ceai. Era pe vremea când eu eram mic. Da, era prin 53. Eram împreună cu bunul meu prieten Eugen. Și el odată a venit la mine și mi-a zis: hai pe câmpie, am găsit o gaură și posibil acolo se află ceva ascuns și misterios. Și eu am mers cu el, da, și fugeam pe câmpie și tot fugeam și fugeam. Salutare, prieteni! Mă numesc Eugen, iar astăzi vom filma un super episod în care vom deschide un Mystery Box. Acest Mystery Box a costat în jur de 20.000 de euro. Vorbesc serios, nu l-am făcut eu, iar acum haideți să vedem ce se află în interior. Opa, se aude sunet de metal, probabil e o cutie din lemn. Ce avem noi aici? O furculiță? Mamă! Asta la sigur costă 100.000 de euro! Probabil a mâncat regele Richard I cu ea! Hai să vedem ce avem mai departe! Nu cred! O lumânare care deja este folosită! Probabil este din epoca Renașterii! Probabil chiar Michelangelo a folosit-o! Pe atunci lumina era foarte scumpă, așa că o aprindea și în încăperea lui... întunecoasă, sculpta la ea, la sigur. Cel mai probabil deja am făcut profit pe aceste lucruri, iar acum hai să vedem ce mai avem. Cât pe ce să uit, prieteni, apăsați chiar acum pe butonul de like, iar noi hai să continuăm cu acest unboxing. De naiba sunt gumele alea. Să vedem ce mai avem în această boxă. Nu cred, un pachet de gume mentolate, jackpot! Gumele astea nu le voi deschide pentru că sunt sigur că peste ani vor valora sute, chiar și milioane de euro, așa că le păstrez. Iar ultimul lucru din acest mystery box este o cutie cu chibrituri și în interior avem un gândac. Probabil e un gândac foarte, foarte rar întâlnit și la sigur nu e din plastic. Trebuie să caut mai multe informații despre acest gândac, la sigur e din Madagascar și este pe cale de dispariție. Și cam atât cu acest unboxing. Nu uitați să vă abonați la canal. Data viitoare o să despachetez o valiză uitată în aeroport. Poate găsesc ceva misterios acolo. Cu voi a fost Eugen. Ne revedem foarte curând. Nu v-ați luat o Mazda? Greșeală! Nu v-ați luat un Ford Fusion din 2008? Greșeală fatală! Astăzi vom face recenzie la această bestie! O să începem desigur cu exteriorul. După cum vedeți, avem un design foarte agresiv. Farurile, după cum vedeți, parcă sunt niște ochi care fac așa, gen foarte furioși. Dacă cineva vă va vedea pe stradă alături, la sigur nu se va pune cu voi la semafor. Mașina asta bate pe toți. Și motorare? 4 diesel.
turbine. Această bestie are un motor de 1.4 diesel și nu orice fel de motor, ci pe turbină. Vă imaginați, da? Turbină. Avionul are turbină. Deci e foarte, foarte rapidă. Mașina are așa un design foarte, foarte tare, însă punctul lui forte este portbagajul, care este extrem, extrem de încăpător. După cum vedeți, avem o ușă așa care se deschide ca la jeepurile cele scumpe, da? Pentru ce să luați un Land Rover sau ceva? Puteți să vă luați un Ford, da? După cum vedeți... Asta îmi trebuia mie la filmare, dar... După cum vedeți, portbagajul este extrem de încăpător. Pot încăpea chiar eu aici și mă poate ține foarte, foarte comod. Practic, aveți o cameră în mașină. E mai mare decât o garsonieră simplă din Cluj, așa că eu zic că e foarte, foarte încăpătoare. Și este o investiție superbă. Și doar auziți cum se închide. Ca la G-Class. Mașina se deschide elegant, închide toate, scuturăm așa picioarele de zăpadă și doar auziți soft close-ul de la această mașină. Oh, așa, un pic de putere pe spui, da? Pentru că e mașină de bărbați, trebuie să ai mușchi ca să conduci așa o mașină. Interiorul este foarte, foarte frumos, de o calitate superioară, după cum vedeți avem un fel de Ancantara, un fel. Viteza maximă la această mașină este de 210 pe bord. Teoretic, practic e vreo 120, da? În fine, hai să vedem cum se aude această bestie când o pornim. Așa arată cheile acestei bestii. După cum vedeți, avem buton pentru deschis portbagajul, pentru încuiat și descuiat. Mașina oricum se deschide din cheie. E ca la mașinile alea sport clasice, da? Asta e o raritate, e o piesă de muzeu. Nu se pornește din buton, din ala, pentru că vine un hoț și pur și simplu apasă buton și s-a pornit. Nu, pentru mașina asta trebuie să ai cheie. Trebuie să o pui pe masă, să vadă toți că ai Ford Fusion din 2008 cu turbină. Și doar auziți motorul acestei bestii. Mai ceva ca la Porsche se aude motor, doar ascultați. A, se aude turbina ca la avion, vum vum face. Nu mai facem așa pentru că avem puțină benzină. Are un motor de 1.4 diesel. Mașina aceasta are un sistem de siguranță practic ceresc, dumnezeiesc, pentru că acesta este sistemul de siguranță. Înainte de a te porni la drum, faci o cruce și totul bine, o să meargă totul bine pe drum. Acest interior este net superior și cum este M-Pachet la BMW sau completația Maybach la Mercedes-uri, acest Ford are completația Airbag. După cum vedeți, aici scrie Airbag și avem acolo și la pasager scris Airbag, deci e o completație foarte, foarte tare pentru interior. Acum, haideți să mergem un pic, așa, doar priviți cât de lent se pune, da? Deci cu un deget pot să o bag în viteză, da? Cu un deget doar. Apropo, apăsați butonul de like, da? Ridicați și voi un deget, butonul de like sub acest video, să strângem foarte multe like-uri. Frâna de mână. Ah, da. Am condus foarte multe mașini de astea, deci se conduce foarte, foarte lin, doar parcă mergi pe Rolls Royce. Noi mergem acum pe o grămadă de denivelări și nici nu se simte absolut nimic. Deci, ce pot să zic eu ca concluzie a acestei mașini este că această mașină este o bijuterie practic pentru orice entuziasmat de mașini. Puteți să vă luați, este într-un buget extrem, extrem de accesibil, are foarte multe funcții și eu zic că este pentru fiecare. Bijuteria asta primește o notă de 10 din partea mea, eu chiar mi-aș lua-o, serios, după acest video o să plec la parcul auto și, nu, o să iau chiar pe asta, nici nu mai vorbesc, nu contează cât cost, o iau pe asta, oricum. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și noi ne vom vedea la următorul vlog unde vom testa o Dacia 1300. Pe curând! Eu nu înțeleg, cum poți să iei așa mașină? Doamne, cine își cumpără așa mașină? Of, Doamne! Dar tu ce stai? Salutare prieteni și bine v-am găsit pe canalul 5 Seconds Craft, unde facem cele mai tari chestii DIY. În episodul precedent am făcut un hanorac handmade, pe care l-am vopsit și arată absolut fantastic. Însă astăzi vom rezolva altă problemă din viața voastră. Spuneți-mi doar dacă vi s-a întâmplat vreodată așa ceva. Trebuie să plecați la o petrecere sau un eveniment și nu aveți în ce vă îmbrăca, iar tot ce aveți în garderobă vi se pare foarte nașpa. Păi eu vă pot ajuta. Tot de ce aveți nevoie este doar o pereche de ștrampi sau ciorap de damă, care sunt rupți în fund de la toate părțile, adică da, pe care îi vom tăia, uite aici, în mijloc.
Uite așa. După cum vedeți, avem un top foarte nice, care ține foarte bine de căldură. Însă, haideți să-i facem niște elemente de design. O să-i facem aici o găurică prin care vom băga degetul, iar acum vom putea arăta like. Apropo, apăsați butonul de like sub acest video. Și doar priviți cât de bine arată acum. Avem și mobilitate, putem să lucrăm cu orice instrument dorim și arată foarte nice. Da, prieteni, știu care este întrebarea de pe buzele voastre. La acest top minunat, ce accesoriu să purtăm? Nicio grijă, vă ajut eu. Tot de ce avem nevoie este doar o sticlă de 6 litri, pe care o vom tăia, uite așa, pe mijloc. Iar apoi mai tăiem și aici încă o dată. Iar de aici facem o formă de ochelari. Și uite așa, prieteni, ne-am ales cu o pereche foarte nice de ochelari pe care îi punem pur și simplu pe ochi. Sunt foarte practici și puteți să-i folosiți nu doar ca accesoriu vestimentar, ci și ca protecție când faceți experiment. Bine, top avem, ochelari avem, dar ce punem pe cap în cazul în care nu avem nimic? Și cu asta vă ajut eu. Eu niciodată nu arunc nimic din casă, pentru că orice gunoi poate deveni odată o comoară sau, cum îi zic eu, un accesoriu vestimentar. De-aia vom folosi o bucată de hârtie și vom face o pălărie din ea. Știi cineva cum să faci pălărie? Și pălărioara noastră, prieteni, este gata. Tot ce rămâne de făcut acum este să o punem în cap. Uite așa frumos. Și acum arătăm foarte cool. Prieteni, acest outfit, după cum vedeți, este absolut perfect pentru... Vasile! Am uitat un sac de gunoi aici! Mă scuzați? Chat, vă salut! Live-ul merge, totul bine? Da, da, merge! Fiți atenți, am primit azi salariu și cum credeți ce o să cumpăr? O mulțime de case-uri pe CSGO! Apropo, chat, nu uităm că astăzi strângem bani pentru un mouse nou pentru mine! Și să nu scrieți în comentarii că s-a defectat din cauza mea că lovesc prea mult de masă! Așa, haideți să deschidem prima cutie! Bă, fiți atenți, șobolan, Lariu a luat 10 lei, vă dați seama, 10 lei! Chat, scrieți toți în comentarii, șobolan Lariu e cel mai tare! Bro, îți mulțumesc mult să știi că ești cel mai tare! Așa, acum haideți să deschidem prima cutie! Și... la naiba, o ieftinitură, nici 2 lei nu scot pe ea. În fine, haideți să jucăm un pic de CSGO. Chat, nu mă pot concentra la joc, imediat citesc și mesajele voastre. Ce naiba, cheater, la sigur are hack sau ceva. Nu are cum să mă învingă așa ușor. Ce? Sunt noob? Sunt un gamer profesionist de CS. Uite, fiți atenți. Nu pot să cred! 1000 de lei! Ce ați scris toți în comentarii? Respect! 1000 de lei! Și bunica ta joacă mai bine decât tine. E, fără glume de astea, sunt foarte bun la gaming. Hai să mai joc o dată. Nu. Ce dracu? Are cită, hack-uri! Că naiba! Ce fac acum? Mă ajută cineva, ce să fac? Prieteni, vă mai amintiți la început? Am zis că strângem bani pentru un șoricel nou. Chat, și acum ajutați-mă, ce să fac acum? Apasă Alt F4. Ok. Ok. Dar nu se mai opresc mașinile astea odată, stau aici deja de 7 minute! Oh, cred că e roșu la semafor! Salutare tuturor, eu sunt Eugen, travel vloggerul vostru preferat! Iar astăzi o să vă spun o poveste Eu filmez aici sau ce naiba? Ok, o să mai încerc odată! Astăzi o să vă spun o poveste faimoasă despre acest... Am vorbit cu el, da, e foarte interesant. Alo, camera, eu filmez aici! Ok, trebuie să găsesc un alt unghi, pentru că mă enervează toți trecătorii ăștia!
Deci unde am rămas? Ah da, acest hotel are niște recenzii extrem de pozitive. Așa că împreună cu voi o să vedem dacă se merită să ne cazăm în el sau nu. Vă rog frumos, puteți să vă dați puțin mai la ce? O parte, că filmez aici. Ce-ai spus? Asta este o cameră, probabil este foarte scumpă. Dar unde sunt reporterii? De ce nu e nimeni cu tine? Sunt un travel vlogger, așa că nu am nevoie de reporteri și tot felul de... Bine am înțeles, dar eu cât am un market pe aici și nu găsesc, nu știi pe unde se află. Pe undeva pe acolo trebuie să fie. Pe acolo, da? Da. Dar știi și clădirea asta este foarte frumoasă. Da, e frumoasă. Da. Acest hotel, cum da. Zici... Camera asta cât costă? Costă o grămadă de bani. O grămadă, da. Tu ești de aici, din oraș, pentru că eu sunt din sat, am venit de la sora mea. În vizită am venit. Încerc să filmez aici. Ok. Deci, unde rămăsesem? Acest hotel are niște recenzii foarte, foarte pozitive, așa că împreună cu voi o să stau 24 de ore cazat în acest hotel și o să vedem dacă da, se... Da, nu știți cu este hotelul ăsta? Mie îmi place cum arată. Mie tot. Puteți să vă dați puțin mai la stânga, mai la stânga. Deci, spuneam, 24 de ore în acest hotel. Cazați să vedem dacă se merită banii. Da, dar marketul este în partea aia sau aia? Chiar nu-mi dau seama. În partea aia! Atât de departe? De aici aveți o priveliște minunată la acest hotel. Foarte strani tineri în ziua de azi. Foarte strani om. Sper că aici nu o să mă deranjeze nimeni. Unde rămăsesem? Ah da, doar priviți ce exterior frumos are acest hotel. Sunt sigur că arhitectorul... Ei, dar cu cine vorbești aici? Cu camera. Cu camera? Ce dispozitiv e ăsta? E o armă? Eu sunt paznicul acestui hotel. Nu e nicio armă, e doar o cameră video. E o armă? Îl chem acum pe domnul Valeriu și rezolvă toată situația asta. Nu trebuie. Auzi tu, cum ai intrat aici? Porțile erau închise. Știți ce? Eu o să plec de aici. Ai sărit gardul? Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că sunt pe plac. Am bani în sac, sindrom de pirat. Tot pe Mastercard. Am bani în sac, zici că sunt bogat.